Că muncesc de la 15 ani. De la 15 ani, orice activitate pe care o fac în folosul meu, că ies la o cafea, că ies la o masă, că îmi cumpăr un ceas, că sunt susținute din banii munciți de mine. Am început prima oară, într-adevăr, cu administrarea unui bar unde căram baxuri, aveam grijă de angajați, vorbeam cu furnizori, făceam stocul, făceam inventarul fiecare zi. Da, zi-mi, te rog eu mult. Oricum îți dai seama, la muncă, cum te privea lumea? Pentru că tu, venind la muncă, îți dai seama că lumea probabil știa, adică cel puțin eu așa cred că știa, că uite, bă, ăsta este fiul lui Radu Mazăre. Lumea la fel avea aceeași atitudine față de tine ca față de oricare angajat sau altfel era? Altfel te priveau? Poate m-ar fi privit, dar în principiu se comportau la fel. La fel. Cum și eu mă comportam ca un angajat. Ca un angajat, cum se cuvine. Cum a văzut asta familia ta, tatăl tău, ce ți-a spus? Adică eu sunt ferm convins, cel puțin este părerea mea, că ferm convins sunt că în sufletul lui era ceva, o explozie din aia de bucurie. Dar tu ce părere ai? Probabil, în orice caz, el m-a încurajat. Te-a susținut? Tot timpul să muncești și să-mi câștig banii mei. Ba mai mult decât atât, după prima vară în care am muncit și făcusem câteva mii de euro, când îmi cumpăram diferite lucruri, mama spunea că de ce-ți cumpere aia, de ce face aia. Tata îi spunea, băi, omul și-a muncit banii și face, face ce vrea. Ce vrea, da. Într-adevăr. Bine, da, știi, adică aici vin și eu așa cu părerea. Zic, bă, mama probabil întotdeauna vine cu o părere că e mamă, știi, și încearcă să facă ce e mai bun pentru tine. Dar tata, care știe de fapt, da, na, știe să facă banii, știe prețul banului, probabil și-a dat seama că mai frumoasă, nu știu, amintire decât să simți în acel moment ce faci tu cu banii tăi, nu o să existe niciodată. Da, și nu neapărat amintire, cât și o lecție de viață. O lecție de viață, pentru că așa începi și apreciezi valoarea banului și știi ce să faci ulterior. Ca orice copil, a făcut și năzbâtii în copilărie. Iar tatăl, Radu Mazăre, îl pedepsea și îl punea să facă sport. Am avut o vară când a auzit el că am stat într-un club de noapte până mai târziu și că am băut niște șaturi. A doua zi mi-a zis, de mâine vreau să te văd pe lac în fiecare zi. Și din momentul ăla, două luni, m-am dus la antrenamente pentru caiac. Ba, chiar aveam și două antrenamente pe zi. Ascultai de fiecare dată tot ce spune? Adică țineai cont de pedepsele pe care ți le dă? Ți le spune? Da, pentru că încă de mic l-am respectat și îl respect și nu-mi permit să ies din cuvântul lui. Asta e un lucru foarte frumos, să știi, chiar foarte frumos. Dar toată pasiunea asta de sport, că acum am început să te cunosc și eu și mi-ai spus că ai practicat foarte mult sport, ai încercat foarte multe lucruri să faci. Simți că ai moștenit acest lucru de la el? Pasiunea față de sport? Pentru că și el, la rândul lui, știu cu siguranță că îi place sportul foarte mult. Da, sunt convins că mi-a insuflat treaba asta de mic, pentru că de mic am fost tot timpul în zone în care am făcut sporturi de genul, mă refer la zone cum ar fi pe malul lacului să ne dăm cu windsurf-ul sau pe malul mării să notăm sau să ieșim cu caiacul. Tu ești obișnuit cu sporturi. Da. Ce sport ai practicat? Și cel mai mult care îți place ție, de fapt? Păi cel mai mult îmi place kitesurf-ul, pe care îl practic de... Hai să explicăm tuturor celor de acasă, că nu toată lumea știe ce e. Kitesurf-ul este acel sport în care folosești un zmeu și o placă și așa, mergi pe apă.
drepte. Drepte, da. Și am văzut că țineai așa pe foarte foarte. Dacă eu făceam viraj, dar tu înțeleg să te duci drept, în la zis în partea, te lași în apă, păi înapoi. Bravo! Împingem picioare!